Eurovisionul nu mai este de mult un concurs de muzică. Dane, este un concurs de jocuri politice. Dincolo de asta, e adevărat, am scris eu acolo, este un anvon de unde se predică corectitudinea politică. Corect. Așa da. Este. Da. Și, practic, premiul dat Ucrainei a fost un fel de manifest antirăzbojnic, așa, un manifest pentru pace. E adevărat. Însă mesajul meu era altul și era legat de modul în care noi românii ne definim și ne promovăm identitatea națională. Aproape că începe să ne fie rușine că suntem români și a fi patriot devine o stânjeneală. Iar melodia pe care România a prezentat-o la Eurovision este simbolică pentru atitudinea asta. Nu știu, m-am uitat la mai multe, am și făcut acolo evocatorie. Adică e prostă. Dar poți să o fredonezi ceva? Tu poți să fredonezi melodia sau ceva? Nu că e proastă. Nu poți să fredonezi nicio melodie. Că dacă ar fi proastă, ar fi o chestie de gust. E vorba de mai mult decât atât. E vorba de atitudinea pe care o avem față de noi înșine ca popor și cultură. Uite francezii. Au adus o melodie interesantă în felul ei, care vorbea despre o veche legendă bretonă și care era cântată în limba bretonă. Nu într-o engleză fandosită cu accent de discotecă sau într-o spaniolă sacadată cu is latinoamerican. Era cântată în bretonă, chiar dacă nici măcar francezii nu înțelegeau ce scrie acolo. Eu cunosc bine... Până la urmă, în cazul unei melodii, dacă chiar e șlagăr, ca să zic așa, important e să-ți intre în minte și să te captezi. Sigur, cum spui, să ajungi o fredonezi. Sigur că nu, dar teoretic ar trebui să câștigi un șlagăr, nu? Dar e vorba despre un concurs pe... națiuni. Este un concurs în care fiecare națiune își prezintă în suflet ca o cultura. Voi o să-mi replicați poate că, de pildă, ABBA a câștigat cu Waterloo, care era frumos cântat în limba engleză. Toate melodiile ABBA erau în engleză. Și cu accent frumos englezesc. Dacă cântau suedeză, nu mai înțelege nimeni nimic. Dar melodia din România a fost un fel de pastișă după Ricky Martin, care era o melodie din cele care se scriu, am scris acolo, cu toptanul. Melodica asta se scriu într-una și se cântă într-una și după ce ai ascultat-o, nimeni nu mai ține minte. Da. Și, culmea, avea și un titlu în limba spaniolă. Llámame, care înseamnă llamar, înseamnă a chema, cheamă-mă în limba spaniolă. Care este rostul? Mai bine îl chemau pe Ricky Martin și măcar era autentic. Când la el în numele... Eu nu știu ce cred oamenii. Și uite, Moldova, Zdob și Zdub, simpatici băieți, au cântat între o horă ca la Moldova, care e o horă, de fapt, n-are nimic creativ. Da. Au cântat în românești, au avut un mesaj foarte frumos legat de trenul București-Chișinău, care nu știi când se termină Moldova. Și dar clipul ai văzut? Clipul de la piesă? E foarte frumos. Asta nu crezi că pleacă cumva și din nevoia pe care o simțim în ultimele trei decenii de a fi mai cosmopolis decât e cazul? În ultimele trei decenii, noi încercăm să facem... Să recuperăm decalajul ăla de 50 de ani care este între România și Europa Occidentală, noi Europa civilizată. Să facem pe placul altora, așa cum ne-a învățat, din păcate, istoria. Dacă ne uităm în urmă, și nu acum 30-50 de ani, acum sute de ani, de la capitulațiile turcești, noi în permanență am fost monitorizați. Monitorizarea ne-a intrat în sânge ca o gamă globulină. Avut MCV de pe vremea în alte porți, vrei să la capitulație era limpede. N-aveam voie să avem armată regulată, n-aveam voie să facem comerț exterior decât dacă în alta poartă spunea că n-are nevoie de produse respective și în alta poartă nu ne dea, ca zic așa, negație niciodată, motiv pentru care n-am avut burghezie, n-am avut universități. N-aveam voie să facem politică externă. Noi, practic, nu am avut diplomați. Ce am avut noi pe Manuc Bey sau pe Constantin Brâncoveanu era on their own, ca să zic așa. Pentru că ei vreau să se implice. Dar noi, practic, până la Alexandrie, Ghica și ceilalți, noi n-am avut diplomație. N-am avut diplomație, n-am avut armată, n-am avut burghezie. În schimb, ce am avut? După regulamentele organice, după... Poate doar Dimitrie Cantemir, dar ca și de diplomație culturală, dacă ascultă, vrei. Ascultă, Dimitrie Cantemir este un mare cărturar și noi îl iubim pentru asta. Dar închipuie ce ar fi fost dacă la bătălia de la Stănilești, în loc să învingă turcii, ar fi învins rușii. Și noi împreună cu Dimitrie Cantemir. Da, așa ca Filip Roth cu istoria Americii. Da, dar uite, mă uitam, unul din regimentele de elită ale armatei ruse, Cantemirovskaya. Cu siguranță. Care a decolat acum, de 9 mai. Dar ca să mă întorc, după regulamentele organice,
am avut Comisia Dunării. După Comisia Dunării am avut Tripla Alianță. După Tripla Alianță, în perioada interbelică, au fost corporațiile. După aia a fost pactul cu Germania, după aia au fost sovromurile. După aceea am intrat în dialogul acesta cu Consiliul Europei. Eu am participat la negocierile cu Consiliul Europei și la negocierile cu Uniunea Europeană. Sigur, nu se compară capitulațiile cu Uniunea Europeană, dar de fiecare dată... Am impresia că Uniunea Europeană e mai dură. Uniunea Europeană este mai clară. pentru că știți cum era vremea capitulațiilor? Când noi nu mai plăteam, venea cineva de la ANAF-ul turcesc, ne punea la punct și continuăm să plătim tribut. Dar lăsând asta la o parte, s-a inoculat în spiritul românesc acest sentiment că noi trebuie să fim tot timpul monitorizați. Că ceva pentru a fi bun aici trebuie legitimat în altă parte și că atunci când facem un pas înainte trebuie să privim întotdeauna pe umăr înapoi. Știi proverbul românesc, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie? Dar știi că are un corolar turcesc? Capul ce se pleacă trebuie tăiat? dincolo de toate astea, repet, dom'le, trebuie să ieșim din această obsesie a monitorizărilor, din captivitatea asta. Au fost câțiva ani în vremea lui Ceaușescu, însă, care au mers pe o direcție nesăbuită. A refuzat orice monitorizare, dar a făcut-o cu niște sacrificii care nu s-au justificat.